sunt cel cu amăstrat la aici, la Universitate, la Universitate, la Universitate, la Universitate, la GES. Sper să fim unde eu vreau să prezint câteva lucruri despre serviciile bazate pe locație. Este un moment în care mie îmi place foarte mult. Ideea prezentării mele a fost undeva în aprilie, la seminarele geospațiale de la Cluj, când un băiat al nostru, Marius Iulian, a prezentat despre geografia de lemn întreg. Practic, eu zic că oarecum serviciile bazate pe locație fac parte din această nouă categorie, din geografie nouă sau neografie. Am făcut o prezentare mai întunecată, pentru că m-am gândit în viitorul care ne așteaptă undeva pe 18 decembrie și sper să nu mă înregistreze pe tare. Bun. Vreau să încep cu un istoric al telefonului mobile. Primul telefon mobil a apărut undeva în anii 70. A fost dezvoltat de către inventator a fost Martin Cooper. Telefonul s-a numit Motorola Dynatex 800X. Acesta este domnul interes, scrie și cam așa arăta. Practic, telefonul când era undeva la 2 kg, în 83 mi se pare că a pe piață, se putea cumpăra cu în jur la 4.000 de dolari. Aveam undeva la 45 de centimetri, mi se pare. Și bineînțeles, în cazul în care era mirat pe casa de stradă, putea să folosiți deja ca o armă. Ca o comparație, am vrut să subliniez comparația între cum era acum și cum e acum în prezent. Cel mai mic telefon din lume este făcut de cei de la modul mobile. Este un telefon care are o lungime de 37 mm și o lungime de 7 de mm. Și în comparație cu celălalt telefon, trebuie să dat 43 de mm. Primul telefon inteligent a apărut pe anul 1992. De fapt, ar mai fi bine să mai subliniez la Martin Cooper, că este încă de pe atunci el se gândea la un moment dat la revoluția pe care se întâmplă în zilele noastre. Adică el preconiza la un moment dat că este de ajuns să te gândești la o anumită persoană și telefonul deja să contacteze persoana respectivă. Încă n-am ajuns la asta, dar eu zic că este câțiva ani deja o să se întâmple. Totodată el mai spunea că numărul de telefon ar trebui să fie sau să pară ca o chestie de identificare pentru fiecare persoană. Adică, cu siguranță, foarte mulți dintre voi care aveți același număr de ani. Probabil că aici am vrut să semneze domnul inginer. Bun. Deci primul telefon inteligent a apărut în anul 1992. A fost dezvoltat de cei de la IBM. Este un telefon care, practic, IBM Simon se numește. Este un telefon care, încă de pe atunci, puteai să iei notițe, aveam un notepad, puteai să primești și să trimiți fax pe el și dincolo de asta avea și ecranul touchscreen. Și în modul 2 a apărut primul telefon cu touchscreen, este o chestie destul de interesantă. A fost prezentat la o conferință de tehnologie în Valle Maspre. Bun, vreau să vedeți o paralelă între anii care au urmat, adică undeva din 1996 până în 2000-2005, ca să zic așa, cam aceste telefoane care au apărut. Și, bineînțeles, în zilele noastre, diferență destul de mare. Practic, ca o să am zis să vă prezint, undeva în 2010, pe perioada 3 luni, s-au vândut 314 milioane de telefoane mobile, dintre care 54 milioane erau smartphone-uri, undeva la un procent de 19% de telefoane care se vândut erau telefoane inteligente. Știm foarte bine că populația lumii este un copil Wikipedia, este undeva la 7 miliarde. Bineînțeles că suntem în creștere. 81% din populația lumii dețin un telefon mobil. Să nu mai vorbim că sunt foarte mulți care au și 3 telefoane mobile, ori în Vodafone, sau mai departe. Se preconizează că până la sfârșitul anului, numărul smartphone-ului la telefoane inteligente și acum se depășească, de fapt, zic eu, cifra de 350 de milioane de smartphone. Bun. Vreau să vă prezint și o istorie a locației, pentru că, bineînțeles, ceva important un serviciu din asta este locația. În trecut, oamenii, ca să afle altceva, unde sunt ei, sau ca să-și pună un mesaj, așa mai departe, foloseau fumul. Deci fumul, practic, a fost
primul lucru pe care oamenii l-au folosit pentru a-și arăta alocația. Poate că acum se mai folosește, sau poate dacă ați participat la cursuri de cercetare, cred că acolo mai, se mai făceau tot felul de chestii, de ce nu. Ulterior a apărut navigația celestă, adică o navigație pe mare. În general, călătorii de mare, ca să-și facă locație, foloseau niște chestii matematice, adică încercau să calculeze unghiul soarelui față de ei și unghiul, bineînțeles, pe timp de zi și noaptea, unghiul stelelor față de ei. Undeva prin secolul XVIII, mi se pare că ceasornicarul John Harrison a inventat cronometrul. Inventând cronometrul, practic, i-au trecut la un alt nivel, începeau să să-și aproximeze locația în funcție de timpul parcurs de la plecare până la locația pe care ei o preconizau. Adică, în momentul în care plecau, se uitau la cronometru și în funcție de timpul pe care parcurgeau, își dădeau seama cam pe unde ar fi. Acesta este un vei voiajor sau un vei călători. Bineînțeles că și vor un vei călători. Practic, porumbeii aceștia sunt, din câte am citit, sunt crescuți pentru a, se întoarce la o locație pe care ei o cunosc de la început. Deci dacă sunt crescut acolo, automat ei și se întoarcă acolo. În trecut, erau folosiți, din câte am citit, și de armată. Și bineînțeles că transmiteau mesajele pe distanțe destul de lungi și era o modalitate destul de bun. Nu știu dacă tot timpul reușeau să facă chestia asta, dar cu siguranță era o modalitate pe care în momentul respectiv o folosea. Ulterior a apărut compasul magnetic, bineînțeles, pe lângă lumina și latitudine pe care marinarii încercau să o afle, foloseau compasul magnetic ca să afle și zona pe care se îndreaptă. Ulterior a apărut triangulația radio, care pe baza semnalului puternic care era, atât navele cât și aeronavele, bineînțeles și trupele terestre și trupele în general la armată, puteau să-și aproximeze locația în funcție de semnalul și semnalul unui robotic. Ulterior a apărut sateliții, care deja este o etapă revoluționară. Aici ne referim la, este cea la primii care sunt sateliții americani, sateliții GPS, acum bineînțeles avem GLONASS, COMPASS și microzoim Galileo. Ca o evoluție și mai mare, bineînțeles că aici este un sistem de navigație care este integrat în mașină. Să mai vorbim de faptul că sunt GPS-uri de mașină care sunt exterioare, da? Deci evoluția eventual trebuia să pun un slide cu un GPS extern și ulterior cu un GPS care deja este integrat în mașină. Și bineînțeles, telefoanele mobile din ziua de astăzi, care practic ce-a însemnat bun în tehnologie, mi se pare ca la data Apple, prin apariția iPhone. Dar ce a apărut iPhone nu mai explodat practic această piață. Bun. Serviciile bazate pe locație, bineînțeles că se referă la un anumit punct undeva în... Deci, practic, noi ne gândim la o locație, da? Locația poate să fie o locație fizică. Aici ne gândim la un aeroport. Poate să fie o sală de cinema, poate să fie un anfiteatru, poate să fie o sală de conferință, poate să fie o cameră sau... Eu știu, un magazin undeva prin numire. Sau, având în vedere că partea asta a internetului a fost dezvoltată destul de mult, ne putem gândi ca o locație virtuală, da? Aici este un joc. Virtual, practic, este o hartă dintr-un joc, care probabil nu voi va dați la jucat. Ce joc este? Nu știu. Și ne putem gândi și la un site, de exemplu, folosit ca locație, un chat și așa mai departe, da? Dar bineînțeles că serviciile bazate pe locație au o mai mare legătură cu locația fizică. Și când ne gândim la locație fizică, ne gândim la locații descriptive, care sunt, bineînțeles, de ordin natural, munți, ape, lacuri, cum mai departe, sau antropice, ci de exemplu la orașe, străzi, numere de străzi și așa mai departe. Toate aceste lucruri care sunt în jurul serviciilor bazate pe locație, aici vorbim și de locația spațială, care e definită prin poziționare, adică prin coordonate X, Y și cât de lată și Z. Și în ajutor cu locația care e determinată prin rețea, adică un GSM, ne ajută, bineînțeles, la o precizie mult mai mare a locației noastre. Adică ajută la o poziționare mult mai bună.
Bun. Ca o simplă definiție pe care eu am extras undeva, serviciul de bază de pe locație oferă utilizatorului informații relevante în timp ce acesta se află la anumite locații. Ca să extrapolăm puțin situația, un serviciu bazat pe locație este o informație sau un serviciu accesibil pe un dispozitiv mobil care, prin intermediul unei conexiuni la internet, oferă utilizatorului abilitatea de a profita de avantajul procedurii al dispozitivului respectiv. Practic, acesta este slide-ul care l-am pus în titlul prezentării. Se observă foarte bine evoluția în ultimii ani. Deci, de la 2008, când aveam aproape 50 de milioane de utilizatori, în 2012 s-au avut undeva la 500 de milioane. Și eu zic că e creștere simțitor. Poate și după această prezentare. Deci, practic, un serviciu bazat pe locație se află la convergența mai multor tehnologii. Aici vorbim de GIS, de internet și de dispozitivele mobile. Practic, GIS-ul ne colectează informația și locația. Internetul ne oferă comunicarea. Și dispozitivele mobile ne oferă informațiile relevante de care noi avem nevoie. Cele mai importante patru componente al unui serviciu bazat pe locație sunt poziționarea, fără de care eu zic că n-am putea să facem nimic. Adică aici ne referim strict la sistemele la sateliți, GPS-ul mai departe. Dispozitivele mobile, adică noi ca utilizatori, rețeaua de comunicație, adică avem nevoie și de o rețea de comunicație de pe precizie mai bună. Și, bineînțeles, furnizorul de servicii și conținut poate să fie un server, un geodatabase și mai departe. Să vorbesc puțin despre sateliți. Sunt bine să știm că sunt 24. În permanență avem 10 de sateliți vizibili. Funcționează indiferent de condițiile meteo. Semnalul este captat de orice receiver și, bineînțeles, tehnologia pe care o folosește este trilaterație. Assisted GPS este un GPS care, practic, semnalul, poate că din semnul să vă prindeți mai bine ce înseamnă, la prima variantă, la GPS-ul standard, semnalul ajunge direct de la satelit la GPS. Mă rog, după ce trece prin satelit de bani. Este colectat, semnalul este colectat de anumite baze de la sol și ulterior ajunge la un receiver. În cealaltă parte, la GPS-ul asistat, pentru o mai bună precizie, special în zonă urbană, informația este filtrată și prin antena GSM. Bun. Cum am putea noi să folosim aceste servicii bazate pe locație? De exemplu, la un moment dat, trebuie să știm unde se aruncă unde e Vasile. Încercăm să avem o aplicație în care putem să monitorizăm prietenii. Și cu respectiva aplicație, putem să avem Vasile de acum la universitate. Ce mai putem face? Putem să ajungem într-un oraș care nu cunoaște pe nimeni, poate că sunt foarte multe București care nu știți orașul și vreți să căutați un bancomat. Poate un bancomat în parc, deci în Timișoara, puteți să mergeți să-l căutați. Totodată se pot afla detalii despre evenimente. Sunt aplicații care ne furnizează astfel de informații. Un alt lucru pe care putem să-l aflăm. Sunt tot felul de reduceri pe care mulți oameni le pot oferi. Și informații de trafic. Un strat, la un moment dat, se blochează sau există o poate, un accident, ceva de parte. Putem să primim această informație, astfel încât să evităm să adresăm respective. Și astăzi este Black Friday, nu știu, dar știți, am mult timp să mergeți să vedem unde reduce. Și la Cuba. Și la Cuba. Bineînțeles, poate că lucrurile pe care oricum îi știam, suntem de navigare. Bun, deci, încă o dată, dacă ar fi să revin la ce s-a spus în alt fel, serviciile bazate pe locație se folosesc la sisteme de navigare. O să vă dau la sfârșit câteva exemple de aplicații care fac acest lucru. Obținerea de informații pe baza locației noastre, de la vreme până la, eu știu, tot felul de informații care vă duceți voi acum. Se pot face plăți prin dispozitivele mobile. Paper, de exemplu, a primit deja plata prin o tehnologie foarte revoluționară, prin NFC, Near Field Communication, care practic este un set de standarde de comunicare pe care terminalele mobile, dotate cu un astfel de dispozitiv,
pot să transmită date de la un dispozitiv la altul de la o distanță foarte mică, fără să mai trebuia să caut, să setez ceva sau să pui anumiți parametri. Pur și simplu, prin conectarea celor două telefoane sau prin apropierea celor două telefoane, poți să transmiți fișiere de la poze, video și așa mai departe. La baza acestei tehnologii stă un nou serviciu care se numește RFID, care este o metodă de identificare automată și se bazează pe înmagazinarea și transmiterea de date utilizând un dispozitiv de emisie recepție, un RFID. Acest dispozitiv este un obiect care se poate atașa sau încorpora într-un produs. Fiind foarte bine, în general, la magazine se folosește un corp de vară și mai departe. Se poate conecta pe animale, deci este la fel de mic ca un loc de ured, ceva de genul, sau chiar pe anumite persoane. Știți bine că la vaci deja au microchip în ureche, mi se pare. Să simte. Dar cu scopul de a fi identificat prin interate. La un moment dat exista și o problemă la nivel internațional legată de confidențialitatea acestor dispozitive. Adică dacă cumva deținem un dispozitiv de emisie recepție și mergem, nu știu, într-un loc, putem să înregistrăm toate produsele care sunt cumpărate în acel loc. Oamenii nu știu, de exemplu, că și-au cumpărat, nu știu, un televizor și pe televizor respectiv era un RFID. Eu pot să mă duc acolo și cu dispozitivul respectiv să iau datele despre ce și-au cumpărat respectiv în casă. Dacă vrei să afli. Bun, se pot folosi în advertising, în situații de urgență, tot felul de cupoane, cum știu bine că trebuie în numele cucilor și toată lumea vor putea să ne ofere tot felul de cupoane și de ce să mergem peste tot și oriunde. Bineînțeles, în jocuri și relaxare, în trekking, în turism, bineînțeles, geofence și geotagging. Despre geofence o să vorbesc puțin mai puțin. La geotagging m-am gândit la Flickr, toată lumea cunoaște Flickr, panorame și așa mai departe, sunt foarte mulți utilizatori care încarcă fotografii, care au spate locație. Practic, dacă facem analiză doar pe fotografii, ne putem da seama de foarte multe lucruri. În funcție de ce vrem să analizăm. Bun. Dar să vă prezint acum câteva aplicații, care mie îmi plac foarte mult, care folosesc aceste servicii bazate pe locație. Prima este Waze, care este o aplicație de navigare. Practic, este o comunitate destul de largă de șoferi care au această aplicație instalată pe telefon și în funcție de ce se întâmplă în trafic, ei transmit date serverului care mai apoi apar la controlul, apar în zona respectivă. Adică, dacă Vasile merge până la București la un moment dat și la Sibiu este un accident și eu mă duc pe acolo, eu o să știu la un moment dat că este blocaj la ieșirea Sibiului și pot să colesc pe nu știu unde. Deci sunt informații foarte, foarte relevante care, bineînțeles, plecând peste accident, pot fi, eu știu, dezinării, eu știu, radare și așa mai departe. Deci se pot evita destul de multe lucruri folosind această aplicație. O altă aplicație, o să fie, este Glimes, care este o aplicație de tracking. Poți să dai în site, știi? Da. Păi n-are, așa. Practic, Glimes este o aplicație destul de interesantă de monitorizare, de tracking în general, adică, dincolo de fapt, poți să monitorizezi prietenii sau știu. Bineînțeles, cu voia ta, adică nu este ceva ce să nu fie permis, pentru că nu poți să faci chestia asta dacă cineva nu-ți dă acceptul. Mă refer aici la situații în care, de exemplu, ai un copil, da, care îl trimiți, sau nu știu dacă neapărat te trimiți, dar vrei să știi la ce face, poți să, sau vezi, vrei să vezi dacă ajungi bine la Timișoara, are copilul la Timișoara, spui, bă, trimite-mi un semnal acolo pe aplicația asta, ca să văd dacă ai ajuns bine. Și bineînțeles, se poate, dincolo de asta, dacă vezi exact timpul la care ajunge, poți să știi viteza cu care merge și așa mai departe. Deci poți să vezi exact, să-ți adun informațiile astea, să-ți spui, eventual să-i spui dacă a procedat în statul anterior. Bun, altă aplicație este Groupon. De Groupon, nu vezi că ați auzit. Sunt și alte servicii derivate din Groupon. Este o aplicație care, în general, pe mobilul român, nu știu dacă se folosește atât de mult. În general, se folosește afară. Aici avem Zoom-ul și Cuponiaga și mai departe. Nici nu știu dacă au aplicație pe mobil. În funcție de locația în care ești, bineînțeles, magazinele care se înscriu în acest program, îți oferă tot felul de oferte.
coupoane, cu reduceri și așa mai departe. Adică, ești dat din Unirii la un moment dat și un magazin din Unirii are oferte pe coupon și tu ești întrecere pe acolo, automat aplicația poate să-ți trimită semnale. Vezi că la magazinul ăsta există reducere la covoare. Twist este o aplicație de geofencing. Geofencing se referă în general la, practic, se creează o barieră, un gard așa imaginat, care la un moment dat, dacă este depășit, trimite semnale la cineva, eventual la prietenii tăi sau la, eu știu, cine își pierde în aplicația respectivă. Adică, dacă vrei să mergi la un restaurant la ce ești acasă și cineva vrea să știe când ai depășit spațiul respectiv, automat îți trimite un semnal, vezi că respectivă a ieșit din area care trebuie. Bineînțeles că se poate extrapola și în mod mai rău. În general se făceau astea, deținuții aveau în trecut o chestie la picior. Și n-aveau voie să se apropie de în general, deținuții și pedofilii și mai departe. În altă parte. Nu, n-aveau voie să se apropie de școli și mai departe. Deci, în momentul în care ajungeau în barii care era delimitată de aplicația respectivă, a alertat poliția. Automat, când ajungea în zona respectivă, venea poliția și ridica pe el. Ce faci, mă, aici? Cam așa, cam așa să faci și aplicația asta doar pentru scop bun. Adică nu trebuie să-ți faci pentru scop bun. Geomorc este o altă aplicație care face lucrul ăsta într-un spirit foarte, foarte bun. Adică poți să lași tot felul de notițe undeva în oraș și în momentul în care tu traversezi zona respectivă, să-ți apară pe telefon mesajul respectiv. Adică, ești la lucru și vrei să mergi acasă și la un moment dat îți zice mama că vrei să cumperi în viață, trebuie să cumperi niște cartofi. Tu îți spui repede că ești foarte ocupat și nu știi că s-ar putea să uiți la un moment dat și în momentul în care traversezi, să zicem, un pod, îți apare pur și simplu că, bă, vezi că trebuie să treci în viață, trebuie să cumperi cartofi. O altă aplicație destul de interesantă și pe care mă gândesc că ar trebui să o cunoașteți, că e destul de răspândită, este TripAdvisor. Dincolo de faptul că folosești locația pentru a-ți arăta hotelurile din jurul tău, poți să faci rezervări, poți să vezi ce poți să faci în jur și poți să te rezervi, bineînțeles, de la hotel până la zboruri, mai deci. Poți să vezi tot felul de recomandări, care să fie destul de relevante în decizia pe care o să iei. Și bineînțeles, Foursquare este o aplicație, se zice că ești privat în Unirii, mergi în Unirii și nu știi exact ceea ce vrei să faci. Cauți, eu știu, o cafenea și ești în dubii la care să mergi. Intri pe aplicație, vezi exact ce îți apare în jur, bineînțeles că poți să dai filtre în funcție de ceea ce vrei tu să cauți. Și dincolo de faptul că poți să vedea și poze, sunt și tot felul de recomandări sau bineînțeles dacă vrei să mergi la un restaurant să mănânci, sunt recomandări legate de un anumit fel de mâncare și mai departe, care alții l-au testat înaintea ta și l-au lăsat în loc. O altă aplicație care mi s-a părut destul de interesantă este MyTaxi. A fost prima dată în Germania, prin care, practic, puteai, în funcție de locație care e în oraș, puteai să-ți comanzi un taxi prin aplicație. Adică vedea exact care sunt taxiurile din jurul tău, exista un buffer, dacă ar fi să ne gândim în partea din spate, și în funcție de bufferul respectiv, îți apelau taxiurile care sunt mai aproape de tine. Automat, puteai să dai click pe taxiul respectiv, care trimitea un mesaj la șofer. Șoferul, dacă era, bineînțeles că era disponibil, atât dacă n-ar fi fost disponibil, dar n-ar putea pe hartă, puteai să comanzi taxiul respectiv prin aplicație, știa exact când o să vin, știa exact unde e mașina când ai comandat-o și, bineînțeles, taxiul pe care parcurge ea până la tine. Bineînțeles, detalii despre șofer, review-uri, dacă, eu știu, a făcut tot felul de chestii, puteți să refuzați. Câteva concluzii. Eu zic că serviciile bazate pe locație nu trebuie să iasă în sfârșit cu zi. Poate fi folosit ca un instrument de business, sunt foarte multe companii deja care folosesc asta ca un instrument de business, adică de a promova business-ul respectiv, tot felul de oferte și mai departe, de la a avea un magazin, deja au vizitat, au și o aplicație care folosesc locația și bineînțeles prin NFC, în momentul în care ești în un restaurant,
automat în acest serviciu poți să poți trimită eu pe telefon. Deci nu mai trebuie să intri în momentul să vezi meniu, poți să privești în apropierea restaurantului respectiv și printr-un simplu transfer ai meniul respectiv pe telefon și poți uita exact dacă îți convine prețurile sau nu. Pe viitor, eu zic eu, un lucru care va revoluționa termenul în care se propagă aceste servicii pe bază de colocație este realitatea augmentativă. Adică, recunoașteți acest termen. În general, sunt foarte multe aplicații care folosesc telefonul și sunt suprapuse, practic, anumite reele, da? Care sunt undeva cu un server, cu realitatea care se vede prin intermediul telefonului. Adică, de exemplu, eu pot să mă uit la cineva cu telefonul mobil și să văd ce se află într-o anumită zonă prin tot felul de informații care mă apar pe telefon. Este o chestie destul de revoluționară. Sau dacă știți, Google Glasses, de exemplu, folosește ceva asemănător. Cum aș vedea lucrurile în viitor al acestor servicii? Bine, în mod normal, serviciile voastre pe locație mele, pe principiu, sunt aici, asta am în jurul meu, cam așa funcționează majoritatea. Eu aș vrea să treacă peste bariera asta și să intre oarecum pe un făgaș destul de apropiat de client, ca să zic așa, sau de utilizator. Adică în momentul în care eu am ajuns în mâinirii, aplicația să-mi spună tu în mod normal cauți asta, adică, de exemplu, dacă eu sunt pasionat de, eu știu, de cafea la Starbucks, îmi spună doar de cafea la Starbucks, nu să-mi spună că există un spital în apropiere. Adică să fie orientată mai mult pe identitatea fiecare. Și bineînțeles, în funcție de istoricul pe care noi îl avem în aplicație, să poată să ne genereze pe viitor lucruri pe care noi le căutăm în mod normal sau lucruri pe care le frecventăm. Adică, eu știu, mergem într-un oraș pe care nu cunoaștem, pe noi ne interesează în general să căutăm, eu știu, un restaurant pe care îl place ce urmă de grup, de exemplu, și ne spun exact restaurantul. Și bineînțeles, putem extrapola. Și un lucru care a trebuit menționat este legat de confidențialitate. Probabil că majoritatea oamenilor au reticență față astfel de aplicații, dincolo de faptul că te pot monitoriza, adică automat există un GPS pe un dispozitiv, datele sunt captate undeva pe un server. În general este bine să citiți politica de confidențialitate a fiecărei aplicații. În cazul în care nu sunteți de acord, puteți să mă folosiți. Dar în general, zic eu, dacă nu faceți ceva deosebit sau vă simțiți că vine, ați spus ceva, pentru că acolo este voie simțit.